Ți-i -ți place când auzi cuvântul nu, de când ești mic, și după aceea, după ce ai crescut mereu și mereu, auzi nu-i voie, nu fa asta, nu fă cealaltă, pot o înghețată, nu. Așa că creștem auzind mereu și mereu cuvântul nu. Știi că Dumnezeu spune și el nu? Puterea cuvântului nu din partea lui Dumnezeu nu are de-a face cu felul în care tu te simți, ci cu binele pe care ni dorește. Dumnezeu spune să nu. Ne spune să nu iați Dumnezeu, să nu-ți faci chip-cioplit, să nu furi, să nu minți, să nu mărturisești strâmb. Dumnezeu în același timp îți spune că nu-i bine să te duci în anumite locuri și să nu faci. De aceea se spune ferice de Cel care știe să spună nu. Așa că, când Dumnezeu este ferm și îți spune nu, are în vedere binele tău. Nu are nimic de a face cu ceea ce simți tu. Pentru că și dacă nu înțelegi nu pe care spune Dumnezeu este ca să te păzească, să te ocrotească, având în vedere binele tău. Ce să faci când Dumnezeu spune nu? Să asculți. Și în felul acesta știi că Dumnezeu va pune binecuvântarea peste tine.